Vaccinul anticovid este la momentul actual cel mai controversat subiect din lume. Luni a început rapelul, iar specialiștii confirmă că a doua doză este esențială în imunizarea completă a persoanelor. Peste 600 de mehedințeni au primit a doua doză de vaccin împotriva COVID-19. Rapelul este foarte important pentru ca imunizarea să fie completă, iar a șaptea zi după acesta nu va mai exista riscul să dezvoltăm infecții severe cu noul coronavirus. Așa cum spun specialiști, este foarte importantă această a doua doză. Practic, uh, uh, imunizarea completă se face după administrarea acestei doze și practic, a șaptea zi de la a doua imunizare. În funcție de câte ori organismul este expus la virus sau în funcție de numărul de rapeluri în cazul vaccinului, corpul va genera două tipuri de răspuns imun. Când persoana este vaccinată pentru prima oară, imunizarea este lentă și este nevoie de câteva zile pentru ca organismul să formeze suficient anticorpi. Specialiștii spun că este foarte important să facă această doua doză și trebuie efectuată în mod obligatoriu. Astfel, imunizarea persoanei respective este foarte scăzut. La a doua doză de vaccin se va dezvolta un răspuns imun secundar. Acesta este mai puternic și mai rapid comparativ cu prima administrare. Efectul constă în producerea unei concentrații mai mari de anticorpi, ceea ce face ca virusul să poată fi eliminat mult mai rapid.